Vrei să o agăzi, dar nu știi să-i vorbești. Sau e deja a ta, dar nu-i arăți că o iubești. Ți-a dat papucii și încă speri la o împăcare. El te învață cum stă treaba în relaționare. E chiar tare, înveți totul din mers. Cum să o abordezi, cum să o impresionezi. Să o dai pe spate, nu mă crezi. De play noului episod, fără sens. O persoană nu trebuie să plece ca tu să o pierzi. Ea poate sta foarte bine cu tine. Într-o relație pentru ea pare nocivă, pentru tine mult prea normal. Gândul îi zboară peste tot, la orice alt tip, orice altă personalitate. Nu-i mai stă gândul la tine, nu mai reprezintă o siguranță, ești cam zero barat. Știi ce mesaje primești cel mai des? Cum o fac să se întoarcă înapoi? Ideea este simplă. O relație este specială și frumoasă până la prima eroare. Păi da, dar toți greșim. Foarte adevărat, însă în relaționare, pentru cea mai mică eroare plătești desăvârșit. Că așa începe. Azi un pai, mâine un buchet, poi mâine o dună de noroi. Ai plecat de la un țânțar atât de mic și ai ajuns să mângâi un taur. Problema ta era atât de mică și acum este atât de mare. Deseori nici nu răspund la mesaje de acest gen. Nu din lipsă de respect, ci pentru simplul fapt că vreau să evit discuții lungi și inutile. Discuții în care eu trebuie să-mi dau seama unde a greșit concret, trebuie să-i spun în 5 limbi că este imposibil să o mai aducă înapoi. Persoanele sunt libere, mai ales femeile. Așa cum ea decide să ia loc lângă tine, atunci când pleacă, ghiși ce? Tot ea decide, doar ea, dacă vrea să ia loc înapoi. Ce poți tu să faci s-a discutat deja în 2 clipuri, ăsta e deja al 3-lea. Acum însă vreau să-ți antrenez mentalitatea și efectul de indiferență. Când pleacă, e ok. Poate tu ai greșit, poate ea greșește. Lucru, te așezi singur pe o terasă la o cafea și, elegant și fresh, precum portocala stoarsă pe care abia aștept să o bei, te întrebi un singur lucru. Cine a greșit? Imposibil să nu găsești răspunsul. Și în majoritatea cazurilor ați greșit amândoi, motiv pentru care nimeni nu are dreptul să judece pe nimeni. Vine momentul în care se vede dacă ești bărbat, pentru că acesta este momentul cheie, când te ridici de la masă ca un tip singur și puternic ce ești. Poți privi chenerița și poți să-i faci un compliment legat de felul în care te-a servit, poate chiar și de felul în care arată astăzi. Acesta este momentul când pleci acasă fericit sau poți să-i răspunzi la iurea cheneriței și să te refugiezi în apartamentul tău ca un trist, înnecându-ți amarul într-o amintire în vid. Deci primul tău gând la o despărțire, ascultă-mă atent, primul tău gând atunci când pierzi o persoană să fie acesta. Ok, cărămizile s-au desprins, peretele s-a dus pe apa sâmbetei, e timpul să construiesc altul, unul mai frumos. Primul tău gând să fie acesta, ok? Ea s-a dus, ceau, nu mai este. Automat nu-ți va veni în cap întrebarea cum să o aduc înapoi. Nu, ceau, nu mai este, dusă. Ceau, lăs, caput, nu mai este. Privește partea bună, ești băiat mare, marea este plină, frumos, inteligent, creativ. Să-ți mai zic una, faptul că îți dai demisia la un job pe care nu îl agrezi, de mare oportunist este văzută ca o bilă albă, pozitivă. Să nu rămâi șocat dacă despărțirea a creat efecte pozitive. Nu te miri că apare o tipă care te prețuiește de 20 de ori mai tare decât cea care a plecat. Să nu te miri că atunci când riști, câștigi. De multe ori pare că pierzi, însă privești sub etichetă și scrie victorie. Fără sens aici pentru tine, până data viitoare, pace my friend!